dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Haideți să vedem cam ce se întâmplă astăzi prin România și nu numai. Până la urmă, războiul din Ucraina se pare că, în sfârșit, putem spune cu toții, își face, deja are simțite efectele. Fondul Monetar Internațional și-a redus estimarea privind creșterea economică la nivel global, cu aproape un punct procentual. În cazul României, experții femei au înjumătățit estimarea de anul trecut privind creșterea economică din acest an, de la 4,8% la vreo 2,2%. Iar conform noilor prognoze ale femei, în 2023, economia țării va crește în sfârșit cu 3,4%. Da, dar deocamdată pentru România, pentru acest an, noile cifre revizuite ale femei estimează o creștere de 1,9%. Pare că trendul este de încetinire pentru anul în curs și creștere pentru anul viitor. Da, și avem o întrebare pentru dumneavoastră. Unde vă petreceți sărbătorile de Paște? Da. Asta e destul de simplu, nu? Anul acesta un număr mai mare de români față de anii trecuți ar răspunde că în afara țării. Totuși, majoritatea dintre noi rămânem alături de rude în țară. De altfel, sunt mulți aceia care revin alături de cei dragi pentru sărbători. Un sondaj realizat recent spune clar că ce preferințe avem. Tradițiile sunt în continuare foarte importante în apropierea sărbătorilor de Paște. 78% spun treaba asta, da. Precum și petrecerea timpului alături de cei dragi. Paștele a fost și rămâne despre familie, cel puțin asta spun 9 din 10 români, iar aproape 50% dintre noi spun că vom avea alături familia extinsă. Părinți. Cumnați, da, verișori. Mașinile automate sau automatizate, acelea care merg singure sau ar trebui să meargă singure pe drumuri, vor fi reglementate în premieră în codul rutier, un proiect de lege pus în dezbatere de Ministerul Afacerilor Interne, propune reglementarea condițiilor în care se poate face testarea pe drumurile noastre publice. Asta va fi foarte interesant de văzut, având în vedere ce drumuri avem, a mașinilor prevăzute cu sistem de conducere automată. Și asta înseamnă că acum se fac primii pași pentru reglementarea circulației mașinilor automatizate sau chiar autonome. Vom vedea, vorba ta, cum vor circula poate în zbor pe drumurile noastre. Da, o să le ia ceva până la Brașov, un weekend. Haideți să vedem și celelalte știri ale zilei. Doi copii de 9 și 10 ani au ajuns la spital după ce o explozie puternică s-a produs în apartamentul în care locuiau. Cei mici erau singuri acasă și încercau să-și încălzească mâncarea. Când au pornit cuptorul, s-a produs deflagrația și marele lor noroc a fost că toate geamurile din casă erau deschise. Auzind țipetele, vecinii au sărit imediat în ajutor. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Da, de la gaz. O bubuitură puternică, urmată de țipetele unor copii, au alertat locatarii unui bloc din cartierul Gălățean-Dunărea. În bucătăria unui apartament de la parter avusese loc o explozie. Un băiat de 10 ani și o fată de 9 ani erau în casă, răniți. Norocul copiilor a fost că toate geamurile din apartament erau deschise. O bubuie deodată și nu știam ce s-a întâmplat. Am auzit copiii țipând. Erau singuri? Singuri. Păi, dar de asta am și ieșit toți afară, pentru că copiii țipau. Deflagrația s-a auzit și la blocurile din apropiere, iar vecinii au sărit imediat în ajutor. Acumulare de gaz la un aragaz, la un cuptor uitat deschis, cred. Era cuptorul uitat deschis? Da, așa au zis pompierii. Eu am intrat imediat primul, dar am închis gazul de la ușă. Pompierul când a venit, am intrat la aragaz și spune că ar fi găsit robinetul de la cuptor deschis. După bufnitură s-a auzit țipând și mi-am dat seama că ei sunt. Știam că sunt singuri în casă și am fugit repede să-i scoat din casă. Mulți copii, îi știu, sunt grijiți. Vă spun sincer. Dar acum erau singuri acasă. Da. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale cu apă și spumă și un echipaj smurd. Din fericire, explozia nu a fost urmată de incendiu. A avut loc o explozie în apartamentul situat la parterul blocului. Au rezultat 2 victime, vorbim de 2 copii minori în vârstă de 9, respectiv 10 ani, care au suferit arsuri pe 30% din membrele superioare, dar și la nivelul feței. Copiii au fost imediat duși la spital. Sunt sub 20%, dar nu sunt numai arsurile, rămâne să evaluăm și celelalte lucruri. Cei 2 copii vor rămâne internați.
Un grav accident de circulație a avut loc ieri după amiază lângă București. 5 oameni au ajuns de urgență la spital. Parte din victime au necesitat transportul cu un elicopter smurd. 11 persoane au fost în total implicate în accident, iar 6 mașini s-au făcut praf. La fața locului au fost trimise 2 autospeciale de stingere, 2 de descarcerare, 4 echipaje smurd, 4 ambulanțe și, după cum vă spuneam ceva mai devreme, un elicopter. Victimele au fost transportate la Spitalul Elias și la Spitalul de Urgență Floreasca. Asta îmi place mult, ce urmează. Fii atent. Da, fiți atenți și dumneavoastră. În România secolului 21, o rețea de gaz a fost inaugurată cu un întreg sobor de preoți, cu pâine și sare, servite celor prezenți. Se pare normal și cu nelipsita palincă, panglică. Și palincă a fost, nu-ți faci și grijă oricum. S-a întâmplat în comuna botoșeneană Frumușica. Slăvită astăzi până noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Se binecuvintează lucrurile aceasta pe și folosesc ghilimele aici, la Frumușica s-a scris istorie. A scris într-o postare pe o rețea socială președintele PNL Botoșan, prezent și el la fastuosul eveniment. Și nu a fost singur, după cum vedeți, alături de el a stat un alai de director ale unor instituții din județ. După ce a fost tăiată panglica, preoții au sfințit contorul de gaz și locul inaugurării. Fiind săptămâna mare, cred și eu că sfințim tot ce prindem. Aștept să văd pe materialele cu mașini. Știi că totdeauna nu lipsesc. Da, da, sigur, ți-e mașină nouă, o sfințești. Da? Elena Udrea va fi trimisă în România. Asta au decis magistrații bulgari. Ce mai poate face fostul ministru al turismului ca să scape de extrădare? Aflăm imediat la Focus la Prima Oră. Să sper că îți regăsești casa în care ai strâns o viață amintiri și să vezi în loc de asta căminul tău făcut una cu pământul și nicio speranță de bine. Se întâmplă în Bucea, unde sunt lacrimi nesfârșite. Peste 400 de suflete au fost ucise, iar camioanele cu trupurile lor abia fac față să le care la morgă. Corespondentul special Prima TV, Marius Aizu, descrie ceea ce au lăsat în urmă rușii după ce au distrus localitatea. Ne aflăm în localitatea Bucea, iar ucrainenii au început să vină acasă, doar că aceasta este imaginea pe care o găsesc în momentul în care intră în această localitate. Mai mult de atât, rușii au lăsat în urma lor extrem de multe mine, fie că le-au plasat în locuințe, fie în apropierea lor. Bucea este un oraș din regiunea Kiev a Ucrainei și avea peste 35.000 de locuitori. Acum însă are cu 400 mai puțini, pentru că rușii, în drumul lor spre capitala Kiev pe care voiau să o cucerească, s-au oprit la Bucea și au distrus tot: cămine, destine, speranțe de viitor. Imaginile cu cele peste 400 de trupuri mutilate, întinse pe străzi, au făcut în conjurul lumii. Cei care au rămas în viață povestesc îngroziți ce au văzut. In Bucea, Russia destroyed more of building, more of houses, more of civilians, people. Russia is killing us. Putin is killing us. So you ran away on March? We, with my family and friends, ran away on 1, 2, 3, 4 March. Putin said they are here to protect you. No, is lies. Putin is lies. Rușii au atacat și convoaiele umanitare cu mâncare, medicamente și apă, povestesc localnicii. Valentina este una dintre supraviețuitorii din Bucea. A rămas în localitate și în timpul ocupației ruse și a trăit coșmarul creat de ei. It was surviving because they didn't pass any humanitarian help, like buses with food or water or help people. They didn't pass that, like they were shooting these buses, so they couldn't arrive here. So like we haven't electricity from 4th of March. Armata ucraineană a eliberat orașul Bucea pe 1 aprilie. Din acel moment, prezența militară rusă la nord-vest de Kiev a încetat să mai existe.
Și președintele Klaus Iohannis a participat aseară la o întrevedere cu liderii NATO, ai Uniunii Europene și cei ai statelor partenere, întâlnire care a fost inițiată de Joe Biden cu privire la situația din Ucraina. Iohannis a cerut lui Joe Biden crearea rapidă a grupului de luptă NATO în țara noastră și a condamnat ferm ororile asupra civililor din Ucraina și distrugerile masive din țara vecină. De asemenea, președintele a cerut acțiuni hotărâte și coordonate pentru eliminarea dependenței energetice de Rusia și a reiterat ajutorul pe care țara noastră îl acordă refugiaților din Ucraina. În intervenția sa a subliniat și necesitatea de a sprijini eforturile Republicii Moldova în plan politic și economic, în ceea ce îi privește pe refugiați, dar și în cazul unei eventuale noi crize energetice. Să nu uităm că Federația Rusă a dublat prețul gazelor pentru Republica Moldova. Nu au sărbători cum se cuvine, nu mai au case și poate nu mai au nici familie. Vorbim despre ucrainenii fugiți din țara lor, care acum sunt în România. La Botoșani, impresionați de drama lor, pompierii le-au făcut o vizită, au încondeiat-o împreună și au încercat să le mai aline suferința. Colegul nostru Cristian Cosmaciuc vine cu întreaga poveste de la acțiunea pompierilor. Bună dimineața, Cristian! Până dimineața, pompierii din Botoșani le-au făcut o vizită copiilor și părinților ucraineni cazați de câteva săptămâni bune într-un centru din localitatea Horodiștea. Salvatorii au ieșit din rutina de zi cu zi și au încercat să le pună un zâmbet pe chip celor mici, alături de care au pregătit ouăle pentru Paști. Părinții i-au urmărit îndeaproape cu lacrimi în ochi, iar la final le-au mulțumit pompierilor pentru că nu i-au uitat și pentru că i-au ajutat să aibă sărbători mai aproape de normalitate. La activitate au participat inclusiv noi colegi de școală ai copiilor refugiați. Pompierii le-au oferit celor 44 de cetățeni ucraineni și mai multe pachete cu produse pe care să le aibă pentru masa de Paști. La final au fost răsplătiți cu îmbrățișări și cu bucuria fără margini pe care au simțit că le-au adus-o în suflete celor mici. În mijlocul lor pentru a le aduce o fărâmă din bucuria sărbătorii Învierii Domnului. Am constatat că, deși nu vorbim aceeași limbă, împărtășim aceeași credință și avem aceleași obiceiuri. Mergem acum către Târnăveni. Locuitorii acestui oraș din Mureș nu mai închid un ochi. Asta după ce o dronă sau un OZN le-a dat târcoale pe cer. Aflăm toate detaliile imediat la Focus la Prima Oră. Dar până atunci vă spunem că Elena Udrea va fi extradată în România. Decizia a fost luată aseară de magistrații bulgari. Fostul ministru al turismului a spus că este șocată de faptul că autoritățile din România au trimis informații false cu privire la condițiile din penitenciarele de la noi din țară. Elena Udrea susține că sunt inumane condițiile din penitenciarul Târgșor, iar România a fost deja condamnată la CEDO la acest capitol. În plus, aceasta a declarat că se teme pentru viața ei, ar fi primit în trecut amenințări cu moartea. Decizia tribunalului din Bulgaria nu e una definitivă. Elena Udrea are la dispoziție 5 zile să facă apel și vrea să rămână în Bulgaria cu orice preț. Da, deja a închiriat o casă pentru următorii 7 ani și speră să fie plasată în arest la domiciliu sau ar mai fi varianta de a primi azil politic în Grecia, după cum a cerut. Orice, numai să nu îi spășească pedeapsa de 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Aproape toți românii sunt convinși că anul acesta ne vom confrunta cu o gravă criză economică. Mai exact, peste 70% dintre noi cred asta. Mulți deja se confruntă cu probleme, resimt creșterea prețurilor, fac față cu greu traiului de zi cu zi. Toate acestea reiesc dintr-un sondaj realizat de Avangard. Colega noastră, Carmen Gheorghe, a studiat cifrele. Bine te-am găsit, Carmen. Ne explici care e povestea legată de viitorul pesimist al României, viitorul economic? Bun găsit! Românii nu au deloc încredere în conducerea actuală și le este frică de ce ar putea să se întâmple în viitorul apropiat. Conform unui sondaj, 38% dintre români sunt de părere că niciun lider politic nu este pregătit să gestioneze o eventuală criză economică. 28% dintre respondenți spun că războiul este principala cauză pentru declanșarea unei crize, iar 21% dintre ei dau vina pe pandemie. 11% asociază criza cu modul în care funcționează guvernarea la noi în țară. Când vine
vorba de modul în care Klaus Iohannis va interveni. Părerile sunt împărțite. 35% dintre oameni spun că președintele României se va implica și va fi eficient, iar 30% spun că Iohannis va rămâne indiferent. Este important de menționat și faptul că 78% dintre respondenți spun că cea mai mare problemă este reprezentată de creșterea prețurilor. În ciuda scumpirilor, 43% dintre români spun că își permit să plece într-o vacanță în acest an, iar 33% dintre ei spun că au ajuns în punctul în care nu mai au bani suficienți, în așa fel încât să plece în locurile pe care le frecventau înainte. Sondajul a fost realizat de Avangard în perioada 11-16 aprilie pe un eșantion de 850 de subiecți cu o rată de eroare de 3,2%. Atât de aici, la revedere! Sărbătorile bat la ușă, am aflat deja de criza economică, este absolut senzațional. Oricum, suntem într-o perioadă în care specula, evident că ia amploare. Da, și asta mai ales la produsele tradiționale, pentru că știți cum e, pe masa de Paște toată lumea își dorește preparate tradiționale. Ei bine, scumpirile făcute de la o zi la alta au atras atenția autorităților și se anunță controle fulger la comercianții bănuiți că au mărit prețurile artificial. Colega noastră Cătălina Iordache vine cu detalii. Bună dimineața! Bun găsit! În primul rând, cumpărătorii găsesc prețuri mai mari față de anul trecut, dar în această perioadă, instituțiile statului, în special ANPC, desfășoară controle de amploare pentru ca prețul să fie corect atât pentru cei care cumpără, cât și pentru vânzători și producători. De departe, cel mai căutat produs în acest an este carnea de miel. Noi ne aflăm acum în piața Obor din București. Aici, kilogramul de carne de miel variază între 38 de lei și 40 de lei, mai scump față de anul trecut. E drept, în unele magazine un kilogram de carne de miel ajunge și până la 60 de lei. Și ouăle sunt la mare căutare acum. Aici un nou costă 90 de bani. De asemenea, carnea de porc s-a scumpit cu aproximativ 5 lei față de anul trecut. De exemplu, aici în piața Obor, un kilogram de pulpă de porc costă acum 20 de lei. Și la legume e forfotă mare. De departe, cele mai scumpe sunt acum roșiile românești. E drept, pe tarabe găsim prima recoltă și este posibil să se ieftinească în următoarele 2-3 săptămâni. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului recomandă să cumpărăm în această perioadă produse alimentare doar din locuri special amenajate. A fost panică la Târnăveni, în Mureș. În plină noapte, oamenii au ieșit din case și au privit uluiți pe cer un obiect neidentificat care zbura pe deasupra lor. Au zis că este OZN. Altceva ce putea să fie? 30 de minute l-a survolat orașul, după care a dispărut. Vedem imaginile și noi chiar acum. Locuitorii din Târnăveni nici că au mai putut închide un ochi după ce pe cerul lor, un obiect neidentificat plin de luminițe, a zburat deasupra orașului minute în șir. Mulți au stat cu ochii pe cer să vadă grozăvia și sunt tot mai convinși că a fost vorba despre un OZN. Apoi s-au gândit că e o dronă, iar în contextul războiului din Ucraina s-au gândit la cei mai rău. A apărut o lumină puternică și pe urmă s-o stins. Ce credeți? Ce este sau ce poate fi? Nu, m-a un satelit eventual. Că un satelit dacă a aterizat. OZN-ul? Din filmare nu se vede clar că e un obiect sau forma unui obiect, de aceea nici nu doresc să mă pronunț că a fost un OZN zburător neidentificat, un OZN. Dar marea majoritate a oamenilor care l-au văzut l-au descris ca un obiect care avea o direcție de deplasare necontrolată. Obiectul neidentificat s-a văzut pe cerul din Târnăveni aproape 30 de minute. OZN era. Nu, era o dronă de la ruși. Hai tu zi din nou, OZN. O ținem așa până mâine. Un localnic din Vatra Dornei a trăit spaima vieții lui când trei urși i-au invadat curtea. Omul s-a baricadat în casă și i-a filmat de la etaj. Pe imagini, vedeți și dumneavoastră, se vede cum urșii îi răstoarnă totul prin curte. De altfel și găsesc un morman cu resturi de mâncare. Zeci de minute și-au petrecut animalele în curtea omului și până nu au mâncat tot ce era acolo, nu au plecat. Nu e prima dată în ultima perioadă când aceste animale își fac apariția în zonă. În urmă cu câteva zile, ursoaică cu trei pui a dat buzna în două gospodării din oraș. Autoritățile locale le-au recomandat cetățenilor să evite să-și părăsească locuințele. Mai mult decât un meci de fotbal,
E o partidă care arată susținerea pentru un popor greu încercat. Prima TV are onoarea să transmită miercuri seara meciul pentru pace. Partida dintre campioana României și campioana Ucrainei. Elevii lui Dan Petrescu primesc echipa de Champions League a lui Mircea Lucescu. Miercuri seara, la ora 21, la Prima TV. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate victimelor războiului din Ucraina. Sport, fair play, prietenie. România crede în bine și în pace. Meciul pentru pace dintre CFR Cluj și Dinamo Kiev este în direct și în exclusivitate în această seară, de la ora 21 la Prima TV. În exclusivitate în România, Prima TV transmite în Săptămâna Mare meciul pentru pace. Campioana România, ați auzit și dumneavoastră, și campioana Ucrainei se întâlnesc într-o partidă amicală cu semnificații adânci. Elevii lui Dan Petrescu primesc echipa de Champions League a lui Mircea Lucescu. Vor fi în direct 90 de minute de sport, fair play și prietenie. În avantpremiera partidei, pe arena din Cluj, va avea loc și un spectacol de sunet și lumină, iar câștigătoarea Eurovision, Ruslana și Adela Todoran, vor interpreta melodia Imagine a lui John Lennon. Meciul pentru pace face parte dintr-un turneu european. Dinamo Kiev a jucat anterior și la Varșovia. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate victimelor războiului din Ucraina. România crede în bine și în pace. E mai mult decât un meci de fotbal. E o partidă care arată susținerea pentru un popor greu încercat. Prima TV are onoarea să transmită miercuri seara meciul pentru pace. Partida dintre campioana României și campioana Ucrainei. Elevii lui Dan Petrescu primesc echipa de Champions League a lui Mircea Lucescu. Miercuri seara, la ora 21, la Prima TV. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate victimelor războiului din Ucraina. Sport, fair play, prietenie. România crede în bine și în pace. Două grade, atât avem să vă spun. Nu mai zic nimic. Bună, Georgia, dimineața, bună dimineața tuturor. 2 grade, da, ai dreptate, 2 grade. Este 2 grade cu cer senin. Cu cer senin, temperaturi preponderent pozitive în aproape toată țara. Înnorat acum, la această oră, în Moldova, prin Oltenia, prin Banat. În rest, știi ce să zic? Astăzi și atât. Duminică o să fie 22. Să sperăm, nu știu, așa e? Nu, ești generoasă. Știi tu ceva, Nu, 20 vor fi vineri în capitală. Dar mai avem până atunci. Să ne bucurăm de cele 24, două grade. Hai că licităm. Zi tu, dă tu detaliile din Europa. Gata, vă dau detalii chiar acum. Bun, majoritatea precipitațiilor de pe continent vor fi în sud-vest, în sud, în sud-est și în est. Tot acolo vremea, să știți, că va fi închisă. În Polonia, în Belarus, în vestul Rusiei, Bulgaria, estul Spaniei și sudul Franței vor fi ploi și lapoviță destul de abundente. Rămâne o masă de aer rece în zona dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Nordului. În timp ce în sudul Italiei și în sud-estul elen, temperaturile vor fi ceva mai ridicate. Ziua de ieri a fost închisă, a plouat mult, mai ales la noi în capitală, și astăzi să știți că va mai ploua în sud-vestul țării și pe arii mai restrânse și în restul țării. Să știți că valorile termice rămân tot scăzute pentru jumătatea lui aprilie. La munte se va mai depune strat de zăpadă, iar vântul se va simți mai tare pe litoral, exact ce vă spuneam la Europa, că va mai persista o masă de aer rece. Temperaturile maxime de astăzi se vor situa între 7 și 15 grade. 13 grade sunt anunțate astăzi în București la amiază, în jur de 13 grade. Să nu vă uitați totuși umbrela acasă, ar putea să plouă. Cred că v-a scos din nou parte din hainele mai groase din dulap. Rămâne rece, să știți, și cerul va fi acoperit de nori. Abia de mâine vom simți o încălzire și vor fi în jur de 18 grade. Se mai potole și ploile, iar vineri va fi și mai bine. Iată, 20 de grade la amiază. Va mai ploua, să vorbim de ploi de scurtă durată și la fel vor mai fi înnorări, dar nu la fel de înnorat și nu toată ziua cum a fost ieri. Irina Daniel, mă întorc acum la voi. Mulțumim frumos, Georgia. Da, am scos o parte din hainele groase, într-adevăr. Cum zicea cineva, cred că și lenjeria trebuie să ne punem pe aia de iarnă. Intimă? Nu, la pat, vreau să zic, pilotă și așa. Da, Romanian Design Week, cel mai important festival multidisciplinar din România, este în plină pregătire. Ce surprize se pregătesc anul acesta, vedem imediat după publicitate. Rămâneți așadar cu focus la Prima Oră.
Am revenit și vorbim despre vitiligo, care este o problemă de sănătate complexă, care afectează atât fizic cât și psihic pacientul. Boala determină apariția unor pete albe pe piele în diverse zone ale corpului, deși nu e contagioasă și nu pune viața în pericol. Tratamentul e indicat pentru a evita complicațiile. Fototerapia cu ultravioletă este una dintre cele mai eficiente metode, în special pentru zona feței și a decolteului. Mai multe informații aflăm de la Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre. Vitiligo este o problemă de sănătate complexă care afectează atât fizic cât și psihic pacientul. Boala determină apariția unor pete albe pe piele în diverse zone ale corpului. Deși nu este contagioasă și nu pune viața în pericol, tratamentul este indicat pentru a evita complicațiile, dar și pentru a reda stima de sine. Fototerapia cu ultraviolete este considerată una dintre cele mai eficiente metode, în special pentru zona feței și a decolteului. Vitiligo este o afecțiune complexă care constă în distrugerea melanocitelor și apariția unor pete albe depigmentate pe diferite zone ale corpului. Cel mai frecvent acestea sunt localizate pe zonele expuse precum mâini, picioare sau față. În plus, pacienții cu vitiligo pot observa o albire prematură a părului, a genelor, a sprâncenelor și a bărbii. Vitiligo, din păcate, este încă o nebuloasă pentru noi. Știm că are o componentă genetică și există categoric o predispoziție genetică la a dezvolta boala și este și o boală cu un substrat autoimun, astfel încât se asociază frecvent cu alte boli autoimune. În ceea ce privește debutul bolii, știm că există doi trigări. Aceștia sunt stresul și arsura solară. Așa că, cu cât evităm mai mult, cu atât mai bine, dar ei nu sunt neapărat cauza bolii, ci doar triggerii, cei care apasă pe pistol și declanșează o boală care era cumva acolo în stare latentă. Din fericire, se poate trata și cea mai eficientă metodă de repigmentare este fototerapia cu ultraviolete. Rezultatul depinde de numărul, localizarea și mărimea plăcilor depigmentate. Pentru ca acest tratament să fie cât mai eficient, trebuie ajustați parametrii astfel încât să producem de fiecare dată eritem, adică roșață. Doza minimă eritematoasă, adică cea mai mică doză care produce roșață, este dezideratul, ceea ce urmărim să obținem pentru a avea și rezultate. Pentru a proteja pielea sănătoasă, utilizăm o protecție și astfel ne asigurăm că beneficiem de rezultate maxime fără a expune inutil pielea din jur la ultraviolete. Pacienta nu simte disconfort în timpul procedurii, dar poate să aibă o ușoară sensibilitate de eritemul produs, care trece însă în maximum 48 de ore. Noi folosim un laser Excimer. Este o variantă de fototerapie care utilizează ultraviolete de tip B și prin expunerea țintită a pielii afectate la aceste ultraviolete, reușim să stimulăm melanocitele, celulele care dau pigmentul pielii, să migreze și să prolifereze din profunzime, acolo unde sperăm să le mai avem, și să vină la suprafață. Astfel, de cele mai multe ori, pe suprafața unei pete albe, o să înceapă să apară mici puncte maro, care în timp, prin expunere succesivă la ultraviolete, vor continua să se extindă, să conflueze și să modifice conturul petei până la repigmentare completă. Boala este de obicei progresivă și în timp zonele depigmentate se extind. La această evoluție pot contribui și factori precum expunerea la soare, stresul fizic sau emoțional. Ceea ce vreau să menționez este că cu cât începem mai repede tratamentul în vitiligo, cu atât rezultatele sunt mai favorabile. Pentru că mai avem melanocite în profunzimea pielii și astfel vom obține o repigmentare rapidă și pe o suprafață completă. Putem obține repigmentare completă, apropo dacă se vindecă sau nu se vindecă, însă noi vom continua să avem vitiligo și la un moment dat în timpul vieții există riscul să apară pete noi. De aceea e esențial să ne monitorizăm periodic, să avem un stil de viață cât mai echilibrat și să evităm expunerea la soare fără factori de protecție. Fototerapia se face de două ori pe săptămână la un interval de 48-72 de ore. Rezultatele notabile încep să se vadă după aproximativ 10 ședințe.
Da, Romanian Design Week, cel mai important festival multidisciplinar din România, e în plină pregătire acum. Bine, anul acesta festivalul se află ediția cu numărul 10. Totul se va desfășura sub conceptul Forward, din dorința de a testa și de a proiecta scenarii pentru un viitor al comunităților creative, al inovației, pentru a avea orașe și comunități mai armonioase. Da, îl avem alături de noi chiar pe Andrei Borțun. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața! Bună dimineața, Andrei! Bine ai venit! Wow, mi se pare mult, nu? Da, anul acesta e un an al aniversărilor, că pe de-o parte, ok, Design Week face 10 ani, dar mai avem un proiect, se numește Gala Societății Civile, ajunge la ediția numărul 20, iar noi ca organizație de institut aniversăm 25 de ani de când am făcut așa primul proiect festival în 98. Așa deci că... e o ediție aniversară de-a binelea. Da, e un an numai în șampanie o țină. Da, no, deci o să avem ceva de lucru. Și la ce să ne așteptăm la ediția de anul acesta? Ediția 10-a Design Week, pe de o parte, va avea această componentă aniversară manifestată și prin, să spunem, multe petrece sau printr-o muzică mai tare și mai multă gheață la îndemână, pentru că la Combinatul Fondului Plastic, pe Băiculești 29, va fi cea mai mare aglomerare, să spunem, de expoziții de design și anul acesta. Numai că el este un loc foarte mare, cu foarte mult spațiu liber și în fiecare seară vom avea, nu știu, și DJ invitați în fiecare zi, baruri, mâncare, ca să și aniversăm cu larga noastră comunitate și cu, mă rog, foarte mulți participanți, sperăm, acești 10 ani. Pe de altă parte, la fel ca anii trecuți, dar probabil mai mult decât în anii trecuți, asta nici nu e atât de greu, pentru că ultimii 2 ani și noi ne-am restrâns puțin activitățile, nu mă explic de ce. În acest an vor fi foarte, foarte multe alte evenimente sub umbrela Design Go în restul orașului. Cum spuneam, la Combinatul Fondului Plastic, să spunem că este locația principală, pentru că sunt peste 10 expoziții de design în 10 spații diferite. Dar de când? De pe 13 mai până pe 22 mai. Așadar, sunt două weekenduri și zile. 22 prind la întoarcere. Da, da, da. Întoarcere, dacă eu mă duc un pic în concediu. Dar tu vorbești așa, deci o aniversare de 10 ani, o aniversare de 25 de ani, o aniversare de 20 de ani. Asta înseamnă multe pregătiri, multă logistică și asta înseamnă și multă presiune, pentru că există niște așteptări când vine vorba de aniversări. Cum faceți față la toată chestiunea asta? Cum merg pregătirile? Facem față destul de bine, pentru că e o echipă de 30 de oameni constant de la The Institute și sigur că fiecare eveniment, fiecare ediție după aia crește din ce în ce mai spectaculos pe măsură ce ne apropiem de vernisaj. Dar în afară de faptul că suntem vreo 30 de oameni, suntem și de foarte multă vreme împreună. Mulți dintre colegii mei sunt alături de peste 10-15, unii, ba da, hai, 20 de ani încă nu, dar sunt mulți. Așa că, na, presiunea asta e, ne-am obișnuit cu ea și știm să o împărțim între noi. Și știm că anul acesta e și o premieră acolo, deschiderea celui mai mare concept store de design românesc din țară. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că designul românesc, mai ales, vă spune că designul ICU vorbește despre mai multe categorii de design. Vorbește despre design de produs, design vestimentar, da, arhitectură și design interior, design grafic sau, mă rog, proiecte multidisciplinare. Multe dintre aceste discipline s-au bine, câteodată foarte bine în România. Designul de produs mai are încă multe de recuperat, pentru că nu există chiar așa o mare infrastructură industrială care să susțină design propriu și românesc 100%. Așa că designul, de când a apărut acum 10 ani, tot caută în fiecare an orice produs deștept de design făcut, desenat, gândit și produs în România, pe care îl putem promova și pe care îl putem ajuta să ajungă într-o piață reală în casele consumatorilor, în birouri sau în spațiu public, dacă, să spunem, e mobilier stradal. Și atunci, pentru că încă nu există o piață, care nu găsim astăzi în București sau în restul țării magazine mari care să vândă design român și design românesc, o dată pe an, la fiecare ediție, în ultimii ani, gândim acest, să spunem, concept store de design românesc, iar anul acesta va fi într-un spațiu care el în sine este spectaculos, sunt peste 500 de metri pătrați, dar ar și arată foarte bine.
acest mare magazin de design românesc, dar el este gândit tot ca o expoziție, tot arhitectul Attila King, cu care lucrăm de 10 ani, gândește acest spațiu, așa că, sigur, pot să... Și ce tip de produse găsim acolo? Încearcă să definească în general haine, haine, piese de mobilier, de da, ce să nu? Fie și haine și piese de mobilier și, și obiecte, să spunem, decorative, dar și carte specială, cărți desenate de cei mai buni designer, graphic designer din, din România, pentru că pe de-o parte e concept store și atunci sigur se duce în multe, multe teritorii și pe de altă parte el este acest mare concept store, este o capsulă a ceea ce înseamnă designing în general și ți ne arată toate. Da, dar care e publicul? Pe cine vizezi tu? Mă rog, nu tu. Da. Ca eveniment, vreau să zic. Pentru că plec de la premisa, ok, eu vin la acest concept store, cu siguranță voi găsi o piesă unicat, pentru că mi-e greu să cred că vor fi făcute prea multe lucruri în serie și atunci poate vreau să profit de chestia asta și să fac treaba asta pe post de investiție pentru, adică, care ție, ție ținta? Care vă e ținta? Bine, acum, componenta asta comercială care este în jurul acestui magazin, dar iarăși v-aș spune că... Dar nu vorbesc numai de magazin, nu vorbesc ca eveniment, ca... Ținta noastră, de fapt, să încă de la prima ediție, dar e un proces care continuă și oricum mai are până când să fi terminat, este acela de a împrieteni societatea românescă cât mai mult cu designul. Pentru că designul are în general în România este oarecum perceput ca fiind din start scump sau din start doar interesant pentru un tip, anumit tip de educație sau de, de preocupare sau de stil de viață. Și e unul dintre obiectivele noastre să arătăm că designul este foarte în jurul tuturor și că de fapt e, na, lucrurile frumoase nu costă mai mult decât lucrurile urâte sau lucrurile utile, nu costă mai decât lucrurile mai puțin utile, doar ne ajută să căutăm așa și ca indivizi, societate, comunități și până la urmă chiar și la nivel guvernamental sau administrației publice să căutăm, de fapt, proiecte care au mintea de design undeva la începutul acestor proiecte și de asta e, lucrurile sunt mai sustenabile și, sau sunt mai și estetic arată, nu știu, sunt mai frumoase, sunt mai deștepte, mai deștept făcute. Și atunci, apropo de întrebarea asta, cui ne adresăm? Sigur că acum, după 10 ani, ducem alături de noi o comunitate a breselelor, că sunt designer graficien, că sunt arhitect, că designer de produs, pentru care apariția designului ca cu 10 ani, cred, adică na, știu de la ei că însemna foarte mult și atunci de asta e ușor ca aceste bresele să fie foarte alături de noi, să pot să le denumesc comunitate, să zicem niște prim mii de oameni, 5.000 de oameni, după care publicul se lărgește din ce în ce mai mult cu oameni care, ok, deja consumă. Consumă înseamnă neapărat că își cumpăr, înseamnă că citesc despre, că sunt interesați. E un univers foarte frumos dacă la un moment dat intri în el și adică începi să-i preocupă. Adică Irina poate să-și ia soțul și zic, hai să vedem, să ne luăm niște idei cum să ne aranjăm casa sau cum să... Pot să fie idei pentru cum amenajez casa, dar poate să fie idei, uite ce arhitect, ce tânăr arhitect foarte mișto, cum ar fi să lucrăm cu el. Da, la un moment dat, în partea de consum și asta înseamnă, măcar să întrebi un specialist. Okay. Uh-huh, uite, mai devreme, când vorbim despre medicină, toată lumea se duce la un doctor și nici nu comentează mult. Dom'le, dar sunteți siguri? E părerea mea alta. Pe când, așa atunci când îți faci casa, mai rar apelezi la un specialist. Așa este, da. În general, sau când îți faci branding cu graficieni și așa mai departe. În noaptea muzeilor intră și evenimentul vostru, că se întâmplă asta chiar e atunci, ultima nu? Întrebare și scurtă. Da, asta de ani de zile Design Week joacă noaptea muzeilor, este o locație căutată, dar sunt multe alte nopți, noaptea bilor de arhitectură, traseul Bauhaus, mă rog, tot orașul, sunt peste 100 de evenimente în oraș. Mulțumim tare mult. Tare. Mulțumim frumos, Andrei, sună senzațional. Doamnelor și domnilor, pauză de publicitate. Noi îl mai ținem pe Andrei la vorbă, dar revenim la nouă fix cu informații proaspete. Rămâneți cu noi. Am revenit, doamnelor și domnilor, e ora 9 și vă propunem să vedem previziunile.
Evident. Unde vă petreceți sărbătorile de Paște? O întrebare extrem de importantă. Da, anul acesta un număr mai mare de români față de anii trecuți ar răspunde că în afara țării. Totuși, majoritatea dintre noi rămânem alături de rude. În țară, cu minței acasă, de altfel sunt mulți aceia care revin alături de cei dragi pentru sărbători. E un sondaj, nu? Da. E un sondaj realizat recent care spune foarte clar ce preferințe avem. Ne plac tradițiile și sunt foarte importante, mai ales în apropierea sărbătorilor de Paște. Cam 78% dintre noi credem chestiunea asta. Da, și vrem să ne petrecem timpul alături de cei dragi. 89% spun asta. Paștele a fost și rămâne despre familie, cel puțin asta spun 9 din 10 români, iar aproape jumătate dintre noi spun că vor avea alături familia extinsă și asta înseamnă părinți, socri și alte mătuși. Da. Nu Tamara, atenție. Nu, ar fi bine o Tamara, da. Bun, pe de altă parte, războiul din Ucraina începe să-și facă deja resimțite efectele. Fondul Monetar Internațional și-a redus estimarea privind creșterea economică la nivel global cu aproape un punct procentual, cumva vorbim despre o criză economică la nivel global. În cazul țării noastre, expreții FMI au înjumătățit estimarea de anul trecut. Asta înseamnă de la 4,8% cât am fi crezut, rămânem doar cu 2,2%. Conform noilor prognoze ale FMI, în 2023, economia țării noastre va crește cu 3,4%. Deocamdată, pentru România, pentru acest an, noile cifre revizuite ale FMI estimează o creștere de 1,9%. Pare dacă trendul de încetinire e pentru anul în curs, iar anul viitor va fi cumva lapte și miere. Da, și mașinile automate vor fi reglementate în premieră în codul rutier. Vorbim despre un proiect de lege pus în dezbatere de Ministerul Afacerilor Interne, care propune reglementarea condițiilor în care se poate face testarea pe drumurile publice, așa cum sunt ele, a mașinilor prevăzute cu sistem de conducere automată. Asta înseamnă că se fac primii pași pentru reglementarea circulației mașinilor automatizate sau chiar autonome, cum ziceai tu, pe drumurile noastre și acum le avem. Haideți să vedem ce se mai întâmplă prin restul lumii. Ucraina a primit avioane de luptă și piese de schimb pentru a-și putea întări forțele aeriene. Este declarația purtătorului de cuvânt al Pentagonului, care nu a dat detalii despre numărul, tipul sau originea lor. Colegul nostru Marius Aizu este în Ucraina, e la Kiev și vine cu cele mai recente informații. Bine te-am găsit, Bună Marius! Bună dimineața, Marius, din nou! Era vorba la un moment dat că nu se va întâmpla acest lucru, nu vor primi chiar avioane, dar uite că se întâmplă. Bună dimineața! Vor primi probabil mai mult decât avioane, vor primi probabil aparatură, vor primi infrastructură, vor primi probabil arme, așa cum nu s-au gândit la începutul acestui conflict ucrainenii, pentru că în momentul acesta în Donbas, în regiunea, în partea de sud-est a Ucrainei, luptele sunt crâncene, sunt crunte, nu sunt încă raportate, nu sunt spuse cifre, nu sunt date număr de persoane care au murit între timp sau tehnică militară distrusă. Însă câteva imagini care am apucat să văd de acolo din ultimele 24 de ore chiar ne duc cu gândul către cel de-al doilea război mondial, așa cum din păcate spuneau și oficiali de aici și nu numai, că se va întâmpla atunci când cele două forțe, Rusia și Ucraina, se vor bate efectiv pe câmpul de luptă în Donbas, Mariupol, Herson, Lugansk, Donetsk. Cam asta se întâmplă acum acolo în estul Ucrainei și probabil aparatură militară vor mai primi în continuare. Da, Daniel. Sunt foarte multe informații care vin în legătură cu ce se întâmplă acum în sud-est, cum spuneai și tu. Pe de-o parte, rușii se laudă că au reușit să ocupe un mic Oroșel, că este o ofensivă în desfășurare, dar e doar începutul a ceea ce va urma. Pe de altă parte, ucrainienii spun că ei stau foarte bine pe teren și se apără. Până la urmă, cum se vede situația de la fața locului? Care este de fapt adevărul sau corectitudinea informațiilor? Fiecare dintre tabere cumva caută să pună în față ceea ce a reușit să facă. Probabil că există propagandă și de o parte și de alta a baricadei. Cert este că până acum Hersonul este ocupat de către forțele ruse. Mariupolul încă nu a picat în totalitate în mâinile rușilor, iar în Donbas, mai exact în Donetsk, încă nu a fost câștigat în totalitate de către ruși. La fel și putem spune și despre Slavianți și Kramatorsk în momentul acesta. Este o desfășurare de forțe incredibilă, iar linia frontului în partea de est a Ucrainei ține de la Harkov din nord până în Mariupol jos în sud.
este cumva o fâșie delimitată foarte bine, însă orașele care sunt dincolo de această fâșie nu au picat în totalitate în mâinile rușilor până în momentul acesta. Este clar că Ucraina are nevoie de mult mai multe forțe militare și aici nu mă refer doar la tehnică militară. E clar că au nevoie și de oameni, de soldați efectivi care să fie pe front, mai mult decât au avut nevoie începând cu 24 februarie, atunci când a început acest conflict aici în Ucraina. Dar nu este doar problema războiului din partea de est a Ucrainei, este și problema economică pe de-a întregul pe care țara o are în momentul acesta, pentru că sunt extrem de multe orașe care nu mai sunt racordate la gaz. Asta înseamnă că, chiar dacă în calendar este data de, cât este astăzi, 20 aprilie, este frig afară, oamenii nu se pot încălzi. În plus față de asta, alimentarea, supermarketul în sine nu mai este aprovizionat cum se întâmpla înainte de război. Prețurile au crescut foarte mult. Față de data trecută când am venit aici în Ucraina, benzina este acum mai scumpă cu cel puțin 15-18%. Asta înseamnă că toate prețurile la alimente, mă refer în primul rând la strictul necesar, au crescut, prețul la aceste alimente a crescut și el. În plus însă, Marius, ucrainenii sunt extrem de determinați. Marius, da, este clar că războiul nu se apropie de niciun final pentru acest moment. Azi noapte au fost din nou bombardamente puternice. Ce se mai întâmplă cu coridoarele umanitare? Mai sunt ele realizate? Există acele coridoare umanitare, însă din câte am aflat în această dimineață sunt extrem de puține și doar în zona Mariupolului se punea, erau puse în discuție să existe și să poată lua de acolo oameni care se află în localitate. Însă până în momentul acesta nu a mai intrat nimeni acolo. Singurele coridoare care sunt acum acceptate și care există pe teritoriul Ucrainei sunt cele care aduc fie mâncare, fie materiale de construcții, fie haine pentru oamenii de aici, acele coridoare umanitare care înseamnă de fapt ajutoare ce vin din afara Ucrainei. Până acum, până în dimineața aceasta, n-au mai existat coridoare umanitare prin care oamenii să poată ieși din zonele acelea încercuite și zone încercuite în cazul de față, rămâne clar, Mariupolul care... Am înțeles, mulțumim frumos. Băgate legătura cu Marius, a picat. Da, complicată situația acolo și coridoarele umanitare au fost și reprezintă o discuție constantă. Sigur că da, ei cer în permanență treaba asta. Și... Pe de altă parte, foarte mulți dintre ucrainieni spun că de fapt ele sunt false și că oricum sunt direcționate către zone care de fapt și de către Belarus, către Rusia erau discuții, da. E foarte da. Complicată povestea. Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis a participat aseară la o întrevedere cu liderii NATO, UE și cei ai statelor partenere. E o întâlnire inițiată de Joe Biden cu privire la situația din Ucraina. Iohannis i-a cerut lui Joe Biden crearea rapidă a grupului de luptă NATO în țara noastră și a condamnat ferm ororile asupra civililor din Ucraina și distrugerile masive din țara vecină. De asemenea, președintele a cerut acțiuni hotărâte și coordonate pentru eliminarea dependenței energetice de Rusia și a reiterat ajutorul pe care țara noastră îl acordă refugiaților din Ucraina. În intervenția sa a subliniat și necesitatea de a sprijini eforturile Republicii Moldova în plan politic și economic, în ceea ce îi privește pe refugiați, dar și în cazul unei eventuale crize energetice și să nu uităm că Federația Rusă a dublat prețul gazelor pentru Republica Moldova. Și iată că în tot acest context România își redeschide ambasada de la Kiev. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Bogdan Aurescu. Acesta a mai precizat că activitatea în instituție va fi reluată în perioada imediat următoare, dar doar după ce se vor face toate pregătirile tehnice și de securitate. Ambasada României la Kiev și-a suspendat activitatea în a treia zi de război. Asta înseamnă că pe 26 februarie s-a încheiat repatrierea personalului. Nu au sărbători, cum se cuvine, nu mai au case, poate nu mai au nici familii. Vorbim despre ucrainienii fugiți din țara lor, care acum sunt în România. La Botoșani, impresionați de drama lor, pompierii le-au făcut o vizită, au încondeiat-o împreună, au încercat astfel să le mai aline suferința. Colegul nostru Cristian Cosmaciuc vine cu întreaga poveste de la acțiunea pompierilor. Bună dimineața, Cristian, te ascultăm.
Bună dimineața! Pompierii din Botoșani le-au făcut o vizită copiilor și părinților ucraineni cazați de câteva săptămâni bune într-un centru din localitatea Horodiștea. Salvatorii au ieșit din rutina de zi cu zi și au încercat să le pună un zâmbet pe chip celor mici, alături de care au pregătit ouăle pentru Paști. Părinții i-au urmărit îndeaproape cu lacrimi în ochi, iar la final le-au mulțumit pompierilor pentru că nu i-au uitat și pentru că i-au ajutat să aibă sărbători mai aproape de normalitate. La activitate au participat inclusiv noi colegi de școală ai copiilor refugiați. Pompierii le-au oferit celor 44 de cetățeni ucraineni și mai multe pachete cu produse pe care să le aibă pentru masa de Paști. La final au fost răsplătiți cu îmbrățișări și cu bucuria fără margini pe care au simțit că le-au adus-o în suflete celor mici. În mijlocul lor pentru a le aduce o fărâmă din bucuria sărbătorii învierii Domnului. Am constatat că, deși nu vorbim aceeași limbă, împărtășim aceeași credință și avem aceleași obiceiuri. Și mergem într-o călătorie plină de arome, numai bună pentru această perioadă din preajma sărbătorilor. Aflăm cea mai bună rețetă de cozonac și furăm și noi câteva secrete imediat la Focus la prima oră. Însă până atunci vorbim despre un accident teribil în această dimineață pe DN1, între Sinaia și Bușteni. Un urs a fost lovit de o auto utilitară, iar impactul a fost atât de violent încât animalul a murit în foarte scurt timp. Ursul încerca să traverseze șoseaua, iar șoferul nu a reușit să evite impactul. Nu e primul accident de acest gen. Tot săptămâna aceasta, un alt urs a fost lovit în aceea zonă. Atunci două mașini au accidentat animalul și, din fericire, acesta a supraviețuit. E bine, am descoperit cu toții că este din ce în ce mai scump să faci plinul de benzină sau de motorină, mai ales de motorină. Da. Și în ciuda scumpirilor la carburanți, mașina personală rămâne în preferințele românilor pentru transportul de zi cu zi. Și ieri, numai de târziu de ieri, anunțam faptul că bicicleta poate înlocui foarte bine mașina, nu? Corect, așa este. În special când e vreme rea, traficul, mai ales în capitală, este sufocant și totuși... Și totuși, deși fac eforturi serioase să se susțină creșterile de prețuri. Oamenii spun că mașina e necesară într-o societate care, iată, se mișcă de colo-colo non-stop. Așa arată nordul Bucureștiului la orele prânzului pe vreme ploioasă. Mașinile pot sta și de 3-4 ori la un semafor, însă autoturismele personale rămân mijlocul zilnic de transport preferat de 40% dintre români, în ciuda prețului plătit și a timpului pierdut în trafic. Când plouă, știți cum este, foarte aglomerat. Ce să vă spun, așteptăm, cred că am 20 de minute de la poliția rutieră până aici, la semafor. Nu merită, dar avem nevoie și de puțin confort, știți, mai ales pe o vreme ca asta. Când e frumos afară, vara mai lăsăm mașina, mai facem economie, dar acum... E nejustificată scumpirea asta, man. În timp ce barilul a scăzut, ei scumpesc prețul la pop. Lumea tot merge cu mașina. Ce să facem? Asta este. E foarte aglomerat. Au bani, stați liniștiți că au bani. Iar prețurile țin pasul cu cererea. Și orice se întâmplă, cetățenii nu renunță la mijloacele de transport. Există o nebunie, mai ales că suntem și perioade de sărbători, dacă afară plouă, circulația e și mai abundentă. Deci, e clar că produsele se vând. Atunci când produsele nu s-ar cumpăra, sigur că prețurile ar stagna. 63% dintre români spun că vor continua să utilizeze mașina personală ca mijloc de transport zilnic în următorii 2 ani, chiar dacă s-au scumpit considerabil carburanții. 91% dintre cei care intenționează să-și cumpere un autoturism vor investi în elemente de siguranță. Pietonii însă se plâng că sunt prea multe mașini. Am făcut cu autobuzul vreo 3 stopuri de acolo până în stație. E greu. Da. Mă deranjează mașinile, poluarea. Nu mai vorbim, că e cumplit. Cu 10 ani am mers și eu cu mașina. Urmă mi s-a stricat, n-am mai avut bani să o repar și... Acum merg așa. Acum, da, mă deranjează mașina, dar ce să facem? Asta e situația.
Carburanții se comercializează în prezent cu prețuri cuprinse între 7,64 lei un litru de benzină standard și 8,61 lei litrul de motorină premium. Cozonacul, numit și pâinea dulce a învierii, este nelipsit din meniul creștinilor în ziua de Paște. Și pentru că e Miercurea Mare, comenzile curg la atelierele brutarilor. Deja se fac liste de așteptare. Cei care sunt mai întârziați riscă să rămână fără... Da, colega noastră Bianca Iordache este acum în direct cu noi și ne spune care este secretul cozonacului perfect. Vreau și eu să-l încerc anul acesta. Bună dimineața, Bianca. Auzi, vrea să încerce cozonac, deci trebuie să, să ne aduci cozonac. Bună dimineața. Trebuie să mă conformez dacă vreți să încercați cozonac. Bună dimineața tuturor! Așa este, au început deja comenzile și din ce am aflat până acum, se pare că acum sunt altfel de comenzi. Cumva lumea merge spre cozonac și vegani. N-am mai auzit până acum, dar Dan ne poate spune mai multe. Bună dimineața, Dan! Bună dimineața! Bine ați venit la noi la locație. Da, într-adevăr, trendul s-a schimbat destul de mult, cu toate că noi am încercat să păstrăm toată partea aceasta tradițională, însă avem comenzi de cozonac vegani în ultima vreme. E oarecum și un trend pe partea de cafea, după cum îți spuneam mai devreme. Lumea a început să consume cafea cu lapte vegetal, în special cu lapte de ovăz, deoarece potențează destul de mult gustul și nu-i afectează în final preparatul. Într-adevăr, uite, am adoptat și eu stilul acesta vegan, dar de sărbători îmi place să merg pe tradiție. Drept urmare, avem mai multe exemple de cozonaci aici. Spune-mi tu, cu ce sunt ei? Tot ce vedem astăzi aici, avem niște cozonaci cu ciocolată belgiană, pentru că avem foarte multe comenzi pe acest tip de cozonac. Totodată noi mai facem cozonaci cu rahat și mai facem cozonaci tradiționali. Cei cu ciocolată belgiană oarecum i-am adaptat vremurilor actuale. Toată lumea vrea cât mai multă ciocolată, cât mai multă umplutură și am zis, băi, de ce nu să ne adaptăm și noi vremurilor. Felile sunt foarte drăguți împachetate. Așa arată un cozonac cu ciocolată belgiană, spune. Asta este exact textura și umplutura cozonacului cu ciocolată belgiană, destul de bogat. Nouă nu ne place să fie foarte, foarte dulce, nu punem foarte mult zahăr în ei și am optat pentru o rețetă cât mai personalizată după gustul nostru. Bineînțeles, se poate personaliza în continuare, în sensul că dacă un client vine și cere, nu știu, cu rahat, cu nucă, mai multă cacao, mai mult ciocolată, se pot face. Categoric se pot face la comandă în funcție de nevoia clientului. Bun, până acum câte comenzi ai primit? De când au început oamenii să dea comenzi la cozonac? Anul acesta, spre exemplu, de Paști, comenzile au început să vină destul de târziu, mai exact de săptămâna trecută. În schimb, la noi cererea cea mai mare este de Crăciun, atunci când facem câteva mii de cozonaci. Paștele acesta este mult mai liniștit, oamenii au început să se ducă la ei acasă în provincie, să-și facă singur cozonaci și oarecum cererea a mai scăzut atât la noi cât și în oraș. Dar uite, Dan, Irina a întrebat mai devreme care este rețeta de succes sau unui cozonac grăsut sau pufos, cum îi numim noi acum. Care este? Poți să-mi spui? Nu există o rețetă de succes a acestui produs. Din punctul nostru de vedere, trebuie să fii foarte atent la ce pui în ei, la ce ingrediente, cât îi lași la dospit, cât îi lași să crească, cât îi lași la cuptor. Contează foarte mult să te joci cu rețeta, în așa fel încât să ajungi la un rezultat corect. Bun. Mai departe, avem cozonac aici pe parte, avem cozonac pe cealaltă parte și, cum vorbeam mai devreme, cozonac vegan. Nu, Dan? Da, noi zicem că e un chec vegan. Toată lumea îl consumă cu precădere în perioada de post. Este făcut cu lapte vegetal și nu are zahăr. Și este un produs tractor, pot spune, la noi în locație. Și lumea îl ia împreună cu un flat white sau un cafe latte și pare cum e un mic dejun. Îți mulțumesc tare mult, Dan. Cu mare drag și zi faină, vă doresc. Daniel, Irina, eu astăzi țin post, drept urmare o să apelez la checul vegan, dar pentru voi o să vin cu cozonacul tradițional. Acum ne întoarcem la voi. Nu, și noi vrem vegan, că am încercat și este foarte bun. Dar tu vrei vegan, nu vreau. Nu, crede-mă, trebuie să încerci eu și tu măcar o dată. Eu vreau ăla, tradițional. Da, cu mult rahat, cu stafide, nu cu... Nu-mi place cu rahat, cu nucă multă, cu cacao. Și cu cremă, așa, să dea pe lângă. Wow! Artista de talie internațională, Talia, e în al nouălea cer. Așa este. Aceasta a fost efectiv obsedată în copilărie de Nadia Comăneci, iar acum, campioana noastră, și-a plecat ochii asupra ei, mai exact asupra postărilor, asupra contului ei. Pentru că i-a apreciat diverse postări în care Talia a fost atât de impresionată, încât s-a lăudat în lumea întreagă.
Fíjense que desde chiquita fui fanática de Nadia Comaneci. Y para mí ella fue una gran influencia en mi vida. Yo tenía pósters de ella en mi cuarto, forraba mis cuadernos con sus fotos, no me perdía entrevistas o conversaciones que ella tenía para los medios. Cuando ella ganó todas esas medallas y tuvo esos 10 perfectos en sus rutinas tan impecables, eso se convirtió para mí en un mapa a seguir, en alguien que me inspiraba. Y darme cuenta de que ayer me dejó unos likes en algunas publicaciones y darme cuenta de que me seguía es como el círculo completo de esa niña soñadora que admiraba a otra niña campeona. Nadia, I love you. You mean so much to me. Thank you for everything. Cu așa emoție, talia a impresionat o lume întreagă și mesajul a ajuns evident și la Nadia Comăneci. Mulțumesc foarte mult pentru mesajul tău frumos. Felicitări pentru cariera ta minunată. Te îmbrățișez și îți transmit toate cele bune ție și familiei tale. Te iubesc! Titanii s-au întâlnit, se plac și cine știe, poate de la pasiune și admirație se poate ajunge chiar la o prietenie frumoasă. E mai mult decât un meci de fotbal. E o partidă care arată susținerea pentru un popor greu încercat. Prima TV are onoarea să transmită miercuri seara meciul pentru pace. Partida dintre campioana României și campioana Ucrainei. Elevii lui Dan Petrescu primesc echipa de Champions League a lui Mircea Lucescu. Miercuri seara, la ora 21, la Prima TV. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate victimelor războiului din Ucraina. Sport, fair play, prietenie. România crede în bine și în pace. Meciul pentru pace dintre CFR Cluj și Dinamo Kiev este în direct și în exclusivitate în această seară de la ora 21 la Prima TV. Așadar, în exclusivitate în România, Prima TV transmite în săptămâna mare meciul pentru pace. Vorbim de campioana României și campioana Ucrainei care se întâlnesc într-o partidă amicală cu semnificații adânci. Elevii lui Dan Petrescu primesc echipa de Champions League a lui Mircea Lucescu. Vor fi în direct 90 de minute de sport, fair play și prietenie. În avanpremiera acestei partide pe Arena din Cluj va avea loc un spectacol de Suneți și Lumine, iar câștigătoarea Eurovision, Ruslana și Adela Todoran, vor interpreta melodia Imagine a lui John Lennon. Meciul pentru pace face parte dintr-un turneu european. Dinamo Kiev a jucat anterior și la Varșovia. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate victimelor războiului din Ucraina. România crede în bine și în pace. E mai mult decât un meci de fotbal. E o partidă care arată susținerea pentru un popor greu încercat. Prima TV are onoarea să transmită miercuri seara meciul pentru pace. Partida dintre campioana României și campioana Ucrainei. Elevii lui Dan Petrescu primesc echipa de Champions League a lui Mircea Lucescu. Miercuri seara, la ora 21, la Prima TV. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate victimelor războiului din Ucraina. Sport, fair play, prietenie. România crede în bine și în pace. Georgia ne spune cum va fi vremea. Cât bună de mult dimineața, bună dimineața tuturor. Casul, regizorul nostru de emisie, spunea că dacă nu aduc temperaturi de 20 plus, mai bine, nu știu, intru în silențio stampa. Deci din moment ce vorbești, no, e clar că aduci de bine. Dar s-au mai ridicat puțin temperaturile, pentru că ora trecută aveam 2 grade la București. Nu știu acum dacă este tonalitatea corectă, dar te las. Cum? Să vedem. Cum ar trebui? 15 grade. 5 grade la București, în jur de 6 grade la Timișoara și la Arad. Acolo a rămas înnorat, ca și ora trecută. Avem 8 grade la Iași și la Vaslui, tot atâtea. Mm-hmm. Am zis cu tot atâtea, știi, parcă s-a auzit exact așa. De mâine se încălzește, vă spuneam și ora perfect trecută, acum lăsând gluma la o parte, se încălzește și chiar în sudul și în vestul țării vom avea temperaturi normale pentru această perioadă, ca mai apoi de vineri, în special de vineri noaptea, temperaturile să crească în toată țara. Dar vor mai fi averse, vineri vor mai fi averse pe extinsă jumătatea de vest a țării. Detalii, da, se încălzește, vă dau detalii chiar acum.
Ziua de ieri a fost mai mult închisă, a plouat, mai ales la noi în capitală, și astăzi va mai ploa în sud-vestul țării și pe arii mai restrânse în restul țării. Să știți că valorile termice rămân tot scăzute pentru jumătatea lui aprilie. La munte se va mai depune strat de zăpadă, iar vântul o să se simtă mai tare pe litoral. Și vântul acesta de pe litoral este din cauza unei mase de aer rece dintre zona Baltică, Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Nordului. Temperaturile maxime astăzi se vor situa între 7 și 15 grade. Mâine se încălzește în toată țara, ba chiar în sud și în vest temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Vom avea maxime cuprinse între 10 și 19 grade. Pe la munte vor mai fi precipitații mixte, ploi pe arii restrânse în estul și nord-estul țării și vântul o să agite așa atmosfera trecător prin nord, în centru și în est. 13 grade astăzi sunt anunțate la noi în capitală. Să nu vă uitați totuși umbrela, este posibil să mai plouă și cred că din nou v-a scos o parte din hainele groase din dulap. Ați făcut bine pentru că rămâne rece și astăzi și cerul va fi acoperit de nori. Abia de mâine însă vom simți o încălzire și vor fi în jur de 18 grade, se mai potole și ploile. Vineri va fi și mai bine. Iată, 20 de grade vor arăta termometrele la amiază. Va mai ploua, însă vorbim de ploi de scurtă durată. La fel vor mai fi norări, dar nu va mai fi norat toată ziua cum a fost ieri. Haideți să vedem acum ce se întâmplă la munte. Va ploua la Predeal și la Păltiniș, iar la Sinea, iată, este posibil să fie la Poviță. În restul zonei montane se va mai depune strat de zăpadă, vântul o să mai bată cu putere pe crestele Carpaților meridionali, dar totuși mai cresc ușor temperaturile. Irina Daniel, mă întorc acum la voi. Mulțumim, Georgia. Georgia, mulțumim. Gata, mă bătălesc. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză de publicitate, revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor. Masca nu mai e obligatorie, de fapt a dispărut așa de repede din obișnuința de a o purta, de parcă nici nu am fi trecut printr-o pandemie. De fapt, și ceea ce trebuie să înțelegem cu toții este că pandemia nu a trecut, COVID-ul e încă printre noi. Din ce în ce mai mult se vorbește despre urmările bolii, despre long COVID, despre combinația nefericită dintre noul coronavirus și gripă sau despre faptul că noile variante nu mai sunt ușor de identificat cu ajutorul testelor rapide. Alături de noi se află în această dimineață managerul Institutului Marius Nasta, doamna Beatrice Mahler. Bună dimineața, doamna Mahler. Mulțumim tare mult pentru prezență. Bună dimineața. Bună dimineața. E încă pandemie. Eu nu mi-amintesc să fie anunțat cineva că am trecut de pandemie și totuși de ce trăim foarte mulți dintre noi cu impresia aceasta că pericolul a trecut? Gata, am scăpat. Atunci când vorbim de o boală cu transmitere aeriană și mai ales atunci când vorbim de o boală care are ca tipologie de evoluție valuri de infecție, trebuie să ne uităm și la realitatea momentului și putem observa foarte clar că avem un număr mic de cazuri la nivel național. În spitale, numărul de pacienți este considerabil scăzut și asta, practic, încurajează comportamentul pe care noi îl avem și care, din fericire, chiar după ridicarea restricțiilor, chiar dacă au fost 2-3 săptămâni în care numărul de cazuri s-a menținut pe un platou, per total lucrurile au luat într-o direcție bună și cred că toți, absolut toți, ne bucurăm de acest moment. Ce e acela long COVID, doamna Mahler? Am auzit frecvent, dar e mai greu de înțeles. Sigur, long COVID-ul, indiferent de momentul de evoluție a pandemiei, este o realitate și, din păcate, pentru unii din cei care au trecut prin boală, este o realitate tristă, pentru că de la o simptomatologie aparent banală, dar supărătoare, cum este tusea reziduală, un pacient care tușește la câteva luni după ce a avut COVID și practic tusea nu se mai oprește, până la oboseală extremă, la dureri de cap, sunt doar câteva simptome care fac pe pacient să ajungă în gabinetul medicului de familie. Avem, din păcate, și un număr mare de pacienți care au trecut prin COVID și nu mă refer la ultimul val neapărat, ci inclusiv la valul Delta, care au nevoie de internări și spitalizări, pentru că long COVID-ul, dacă mă refer doar la partea respiratorie, aduce un număr important de infecții respiratorii produse de
germeni sau produse de germeni care sunt extrem de agresivi, cu care nu ne-am confruntat înainte la patologia pulmonară decât foarte rar, mă refer aici la Aspergillus, la ciuperci extrem de greu de tratat, care duc la o afectare funcțională, la nevoia de internare în spital și apariția insuficienței respiratorii la o perioadă de la trecerea prin COVID. Doamna Maler, avem COVID, avem gripă, spun așa câteva dintre bolile de care trebuie să ne ferim. Și acum avem și această combinație dintre COVID și gripă și aș vrea să vă întreb, riscăm ca această combinație să o avem an de an, să devină o treabă generalizată sau de la anul vom avea pur și simplu gripa clasică cu toate tipurile ABC? Este puțin probabil ca un virus care a apărut și se transmite pe calea aeriană să dispară în următoarea perioadă, mă refer aici la SARS-CoV-2. Probabilitatea este foarte mare să avem infecții respiratorii asociate. Practic, tabloul s-a schimbat la pacienții internați de la momentul în care s-au ridicat restricțiile, pentru că tot mai mulți pacienți care au venit au asociat cele două infecții virale, gripă cu COVID, sau am avut asocieri de triplă, infecție aeriană, gripă, COVID și tuberculoză. Sunt lucruri pe care le vedem și noi pentru prima dată, pentru că este practic o consecință a momentului pe care îl traversăm. Doamna Maler, da, e o poveste care ajunge să fie din ce în ce mai popularizată, cum că renunțarea la mască sau purtarea îndelungată mai degrabă a măștii a făcut ca noi să avem o rezistență mai scăzută la ceea ce înseamnă, de exemplu, gripă sau alte tipuri de infecții respiratorii. Cât e folclor și cât este știință în această poveste? Nu avem o rezistență mai scăzută. Eu nu aș merge în această direcție cu algoritmul. Pur și simplu nu mai ne protejăm și atunci plămânul care în mod normal intră în contact cu aerul pe care respirăm, pentru că asta este treaba lui, va intra în contact și cu microbii care ajung mult mai ușor în căile respiratorii fără să existe protecție realizată de mască. Riscul de a dezvolta infecții respiratorii crește datorită contactului crescut, nu datorită imunității. Sigur, persoanele care au imunitate scăzută au ajuns să facă forme mai severe de afectare și să nu uităm că și pentru gripă, și pentru COVID, și pentru virusul sincițial respirator, un alt agent care determină tuse importantă și tot infecție virală este, toate acestea pot fi prevenite prin vaccinare. Da, s-a vorbit despre faptul că se schimbă cumva perioadele, sper să nu mă exprim greșit, îmi cer scuze dacă fac asta, și că această gripă pe care noi o aveam iarna, deodată ea își prelungește termenul până spre primăvară-vară, e adevărat? Eu cred că este doar o particularitate a acestui an. Nu cred că lucrurile se vor schimba dacă revenim la comportamentul pe care l-am avut în anii anteriori pandemiei. Pentru că, practic, creșterea numărului de cazuri de gripă s-a observat a fi prezentă după ce masca nu a mai fost purtată, ca fiind obligatorie nici măcar în interior, și atunci a fost o consecință oarecum normală în concordanță cu vremea de afară, pentru că virusul gripal circulă mai intens în perioada în care aerul este rece și a avut toate condițiile în această perioadă să își intensifice transmiterea de la o persoană la alta. Și cumva există o așteptare cum că ar putea să mai urmeze alte valuri. Plec când pun această întrebare de la premisa a ceea ce se întâmplă acum în China și mai exact în Shanghai, unde încet, încet își redeschid oamenii activitățile, dar vorbim de un oraș de 25 de milioane de locuitori care a fost în carantină totală și cumva se mai întâmplă să mai vină vreun var să fie la fel de agresiv. Sigur, Organizația Mondială a Sănătății supraveghează ceea ce se întâmplă la nivel mondial și România inevitabil este o țară care are și e normal să aibă dreptul la circulație pentru toți cetățenii care doresc să ajungă aici sau toți cetățenii români care vor să plece. Există acest risc, dar nu trebuie să comparăm riscul pe care îl are
un român de a călători în străinătate și de a se îmbolnăvi cu cel care a fost în urmă cu un an sau cu în urmă cu doi ani, pentru că în acest moment o mare parte din noi suntem cu imunitatea antrenată, fie prin vaccinare, fie prin trecerea prin boală, așa că riscul de a contacta o infecție cu COVID și de a dezvolta o formă severă s-a redus semnificativ. Acum, cu Omicronul pe care l-am tot avut în ultima perioadă, se vorbea despre faptul că aceste testări rapide nu prea mai fac față și că nu prea mai putem depista varianta asta prin testele rapide. Ne așteptăm la genul acesta de probleme și în valurile care va să vie? Este foarte importantă modalitatea în care SARS-CoV-2 va suferi mutații, dar eu sunt convinsă că va exista și o adaptare a acestor teste rapide pentru tulpina care are cea mai mare circulație, pentru că interesul tuturor atunci când vorbim de sănătate publică este să avem un diagnostic cât mai rapid, cât mai facil, cât mai exact, mai ales în perioada de val pandemic crescut. Eu sunt convinsă că lucrurile nu stau în ceea ce înseamnă cercetarea medicală și chiar dacă nu mai sunt aceste informații ca prioritatea momentului, lucrurile continuă și sunt convinsă că se vor adapta la nevoia pe care o are populația. Mulțumim frumos, doamna Maller. O să ne încărcăm cu optimismul dumneavoastră că avem nevoie și noi. Mulțumim frumos! Zi bună să vă dorim! Aceasta a fost și ultima oră de focus la prima oră pe astăzi. Da, și nu e lucru puțin până la urmă. Au fost două ore foarte intense. Livia Graur îți aduce cele mai proaspete informații la ora 14. Și bineînțeles, nu pierde o seară specială de la ora 20:30. Urmărește CFR Cluj Dinamo Kiev mai mult decât un meci de fotbal. Prima TV difuzează o partidă care arată susținerea pentru un popor greu încercat. E vorba de poporul ucrainean. Așadar, cu toții ne uităm în această seară la meci. Pe noi ne puteți găsi pe Facebook Focus la prima oră, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Sau pe primaplay.ro, e platforma noastră de conținut digital. Vă dăm întâlnire mâine dimineață la ora 8. Zi bună! Bune. La revedere! Acest program este disponibil și pe Prima Play.